Bună ziua, cu cine avem onoarea? Valentin Iliescu, cercetător științific la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism din București. Cu ce intenție ați venit la Mehadia? Nu e prima dată, cred că este a 5-a, 6-a oară în ultimele 4-5 luni. Astăzi am venit să prezint membrilor Consiliului Local studiul de fundamentare pentru atestarea localității Mehadia ca stațiune turistică de interes local. Este un demers pe care l-am făcut în baza parteneriatului cu primăria. Am făcut această documentare și acest studiu de fundamentare care urmează să fie depus la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, verificării lui de o echipă de specialiști de la București și întocmirii în măsura în care condițiile vor fi îndeplinite, hotărârea de guvern pentru că această localitate să capete acest statut. Un lucru important din perspectiva faptului că localitățile cu potențial turistic, și când am venit prima dată aici știam că localitatea are un potențial turistic foarte important, poate ajuta în perspectiva atragerii fondurilor guvernamentale, fondurilor europene și pe actualul exercițiu financiar al Uniunii Europene pe final, dar cu atât mai mult tot ceea ce propunem noi sunt pe viitoarele linii de finanțare 2021-2027 și sigur punând în valoare o zonă foarte frumoasă, foarte bună, cum puține sunt în țară. Eu am rămas impresionat de cuvintele dumneavoastră, am rămas azi, wow, de unde ați picat din cer? Nu. Să ne luminați, că noi trăim în întuneric? Nu trăiți în întuneric, dimpotrivă, spune că eu umblu cu colegul meu și cu toți ceilalți colegi de la dumneavoastră, cum se numește? Marian Bucău. Marian Bucău, el este parte din echipa noastră, omul care s-a alăturat echipelor care au construit proiecte în toată țara. El e de mai bine de 10 ani, institutul e de 48 de ani de funcționare neîntreruptă. Undeva supărarea, faptul că sunteți un pic necăjit de anumite lucruri, este un sentiment pe care și noi îl avem, în sensul că ne-am dorit și am putea face așa cum ați văzut aici, în multe locuri din țară. Aici eu am întâlnit cel puțin, și nu numai aici, în toată zona asta, și în Mehedin, și în Caraș, oameni care cel puțin mi-au lăsat aparent impresia că sunt interesați, că au înțeles că turismul, sau dacă vreți turismul în colaborare cu agricultura, pot să însemne o zonă extrem de ofertantă și care să pună în valoare ceea ce are zona și țara asta. Și cum să spun, că m-ați întrebat de unde am picat. N-am picat de nicăieri. Am venit că mi-e dragă țara asta și că am umblat în toată lumea, sunt un om care am văzut toată lumea, dar trebuie să vă spun că noi avem o țară frumoasă, oamenii românii, dacă sunt motivați, sunt capabili de performanțe importante și că tot mai mulți români, inclusiv cei plecați și care au lucrat prin afară, s-ar întoarce cu drag să facă o afacere care se suprapune pe sufletul românilor. Ca a călătorii, a oferi ospitalitate, îi face pe turist să se simtă bine, este un lucru care stă în spiritul românesc. Și noi mai avem al doilea proiect aici în Caraș, pârtia de la Volga, de 4 km. Da. Că noi am făcut. E super ok, se aud lucruri pozitive. Da. Vă mulțumim din noi suflet vă mulțumim și chiar ne bucurăm că ați venit și aș îndrăzni să vă spun că la noi, ca și în turism, deci institutul nostru este foarte fericit când face un proiect care capătă contur, devine realitate. Pentru că toți cei pentru care am lucrat și care au fost mulțumiți de munca noastră și care au făcut bani din turism, ne-au recomandat și altora. Noi suntem ca o zugravă la care dacă se duce într-o casă și face o lucrare bună, stăpânul casei îl mai recomandă la 10 prieteni. Da. Și noi vrem să zugrăvim România, de asta m-am referit la meseria de zugrav, poate nu e cea mai edificatoare, reclama, că România trebuie prezentată în adevărata ei culoare. Iată, noi râdem de lucruri specifice, tradiționale, dar prințul Charles nu s-a sfinit niciodată să recunoască și să aprecieze spiritul nostru, tradiția noastră, moștenirea spirituală pe care o avem și care ne poziționează pe locul 1, 2 și 3 în Europa. Aș avea o întrebare. N-aș vrea să vă încui așa cu întrebarea respectivă, că nu asta intenționez, dar dacă ați ști unde este Sfinxul Bănățean, dacă mergeți cu mașina? Nu. Nu știți? Nu știu. De ce credeți că nu știți? Nu știu, poate că v-am spus până acum vreo 5 da, luni am dar trecut. Ați auzit de el? Am auzit de el. În urmă cu vreo 2 ani m-am întâlnit la Târgul de Turism al României cu un domn din județul Caraș-Severin, un fotograf atât de pasionat de locurile din județ, nu neapărat de fotografie. Cum îl cheamă? Nu mi-amintesc în momentul ăsta, dar un om de la care am primit
2000 de poze. Am înțeles. Nu le-am folosit pentru că nu aveam dreptul să le folosesc. Eu am și o publicație care se cheamă www.colțișorderomânia.ro cu vreo 300 de articole, inclusiv cu vreo 20 despre județul Caraș-Severin. Chiar vă rog pe dumneavoastră să intrați și să vedeți. Să-mi dați adresa. www.colțișorderomânia.legat.ro. Da. Vă mai întreb doar o singură, mai ceva și mă opresc, că timpul dumneavoastră e prețios și limitat. Ați auzit de Cascada Bobot? Da, am fost aici. Unde? Aici. Este? Da. Ați văzut indicatoare? N-am văzut indicatoare, dar m-au condus niște oameni pe care domnul viceprimar, chiar dumnealui, ne-a însușit. Era, este în lucrare. Era, vă spuneam eu, când ați văzut-o? Anul ăsta? Anul trecut? Anul ăsta. Prin anul ăsta. La capul podiumului era un... În toamnă. Prin... A, indicatorul ăla? Da. Și mai era un indicator pe un an impus. Ăla erau puse de mine, nu de autoritățile locale. Da. Deci trebuie omologate... Și eu trebuie să vă spun că apreciez și chiar vreau să vă mulțumesc că de fapt turismul este o... Vă spun că nu știe nimeni de. Vin străinii de afară cu hărți vechi și vin cu motoare pe acolo și... Turismul este o îmbrățișare a tuturor oamenilor care prin gândurile, prin ideile, prin acțiunile lor vor să pună în valoare ce avem noi mai bun și mai frumos. Și așa mai, cum dumneavoastră mi-a spus că ați fost wow, încântat de ceea ce am spus, mai pun așa o întrebare. Vă spun și eu că sunt încântat de toți cei pe care îi întâlnesc și care îmi dovedesc că au multă pasiune pentru ceea ce fac. Doar o întrebare și atât, că deja am fost prea obraznic. Îl cunoașteți pe scriitorul Nicolae Danciu Pedincianu? Nu. Nu. E un scriitor care locuiește în localitatea Mehadia, are vreo 40 de cărți scrise. Un preot, Iosif Corolan Buracu. Iosif Corolan Buracu, la pagina 48 în cartea Medalioanele Unirii. Ce credeți că a făcut acest preot? O să fie wow și pentru dumneavoastră. O zugrăvit tricolorul, pavajul, în ghilimele scrie în carte, roșu, galben și albastru. Și îl dezvelea doar sâmbăta, duminica la liturghie, și zicea în felul următor: nou născut să știi din fașă că este român. Eu asemenea cuvinte și așa profunde n-am mai auzit la nimeni. Da. Vă mulțumesc. Mă bucur și eu vă mulțumesc și mă bizui pe dumneavoastră, că proiectul este doar la început. Eu am să fac promovarea cum trebuie și am să mă ocup personal să fie super ok, să-i dăm strălucire Mehadiei. Și eu sunt vă mulțumesc. Totul de acord, vă mulțumesc frumos.